Bună ziua, stimați telespectatori și telespectatoare! Revenim, bine v-am regăsit! Astăzi avem plăcerea ca în studioul Capital TV să-l avem printre noi pe unul dintre cei mai reprezentativi politicieni din Petrila, domnul primar Ilie Păducel, nimeni altul decât cel mai longeviv primar din această localitate în intervalul 1996-2016, adică numai puțin de 5 mandate, plus un mandat de un an înainte de anul 1989. Bună ziua, domnule Păducel! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne privește și ne ascultă. Cum să vă spun eu, bine v-am regăsit în studioul ăsta, unde acum mulți ani erați foarte frecvent. Da, eram frecvent, probabil și de acum înainte o să frecventăm și o să venim și la acest post de televiziune. Și îmi doresc să sau vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această posibilitate, pentru că îmi doresc să afle oamenii ce gânduri avem, cu ce mesaj venim către oameni și oricum doresc să avem o colaborare bună. Bun, acum cred că 90%, dacă nu 99% dintre petrileni vă cunosc. Nu cred că mai e cazul să vă prezentăm CV-ul și ce realizări și ce nerealizări aveți. Lumea știe Petrila exact ce ați făcut bine, ce ați făcut poate în perioada dumneavoastră mai puțin bine. Una peste alta, lumea în general spune că ați fost un primar bun. Acum 4 ani de zile, oarecum conform principiului politicii până la urmă, roata un pic s-a învârtit, n-ați mai fost primar, ați rămas în Consiliul Local. Ca un remember la tot ceea ce s-a întâmplat atunci, dacă puteți să ne spuneți de ce ați pierdut alegerile. Ca și date, înainte să începeți, doar atâta aș vrea să spun, că mi-am notat aici, ca să nu vorbim aiureli, aveți așa, erau în 2016, prezența la vot a fost de 47,81% și dumneavoastră a spus ulterior că doar 13.514.000 de petrileni votează. Ați pierdut 31-51, cam așa au fost scorul. Da. Să ne spuneți, de ce s-a ajuns în, la acest în anul 2016, în orașul Petrila, sau eu am pierdut alegerile pentru că oamenii cu cea mai mare sinceritate și responsabilitate spun acest lucru, oamenii au fost păcăliți și mințiți. Alegerile au fost câștigate de către echipa de la primărie, echipa actuală, pe fondul trădării și minciunii. Vă dau numai un exemplu. Au promis că vor crea peste 2000 de locuri de muncă și vor fi aduși din nou tinerii din străinătate. Într-adevăr, s-au preocupat ca să creeze firme pentru a duce oamenii la muncă în străinătate, nu a crea locuri de muncă în oraș. Mai mult decât atât, dacă ne referim la societatea Consiliului Local, care avea peste 160 de angajați, acum are până în 50 de angajați, deci automat numai de la societatea respectivă a dispărut 100 de locuri de muncă. Deci, încă o dată precizez, am pierdut alegerile pe fondul promisiunilor făcute de echipa de la primărie, a minciunilor către populație, către cetățeni și, bineînțeles, unindu-se toți cei care, de-a lungul anilor, au fost în funcție de conducere în cadrul primăriei și, bineînțeles, într-un mod sau altul au pierdut alegerile sau n-au mai fost în funcție la ora respectivă. Ați folosit cuvinte grele, minciună. Pe ce vă bazați când? Da, pentru așa cum am spus,
După cum se știe, în orașul Petrila nu au fost create locuri de muncă, 2000 de locuri de muncă, n-au fost construite hale, s-a spus să construiesc hale industriale, să pun la dispoziția investitorilor. S-a făcut prin Consiliul Local proiect de hotărâre pentru ca să se construiască o hală industrială de 5000 de metri pătrați. S-a pus teren la dispoziție, s-a făcut proiect, s-a făcut studiu de fezabilitate și în urmă cu două luni s-a prezentat proiect de hotărâre în Consiliul Local să se anuleze, să se rezilieze contractul cu firma care și-a manifestat dorința să facă acea hală. Deci, 4 ani de zile nu s-a făcut nici hală, nu s-a făcut nici locuri de muncă, ba mai mult decât atât, inclusiv pe unii investitori din orașul Petrila, care au locuri de muncă în număr destul de mare, i-au încurcat, i-au umilit, nu-i cuvânt deloc mare și greșit, și vezi cazul Sece Lovental, care se cunoaște și se prea cunoaște în orașul Petrila, firmă care are peste 125 de angajați, firmă care are acum un program de, sau un proiect de dezvoltare a firmei în valoare de peste 1.250.000 de euro. Și una dintre puținele firme care mai ține Petrila în viață. Da, sunt, mai sunt și alte firme care au accesat bani europeni, mai sunt și alte firme care sunt în dezvoltare, dar nu cu ajutorul primăriei. Au creat un număr de peste 40 de cetățeni, proiecte într-adevăr mici, cu câte 4-5 locuri de muncă. Felicitări și chiar mulțumesc acestor oameni inimoși și responsabili, dar primăria sau actuala conducere, actuala echipă de la primărie nu s-au ținut de promisiune în ceea ce privește crearea a 2000 de locuri de muncă. Prin Petrila circula o glumă acum vreo 2 ani. Iată, vin investitorii și erau puse niște fotografii cu niște bicicliști care intrau în oraș. Poate. Bun. Haideți să începem tare, dacă ați așa ați început tare, legat de realizările actualei administrații. Deci mi-a spus că hala industrială pe care dumneavoastră o lăsaseți în discuții când ați plecat din primărie, că se discută și atunci prin Consiliul Local, noi mergeam frecvent la ședințe pe atunci, hala industrială nu s-a făcut, apoi investiții mari, vorbim în ceea ce privește atragere de investitori, foarte puțin, că au fost ceva mișcări, dar destul de timide. Ce mai este? Domeniul schiabil, de care vorbeați dumneavoastră acum 4 ani și deja acum 5-6 ani deja făceați primele demersuri. Țin minte că v-ați adunat la primărie atunci cu o groază de lume, inclusiv consilieri locali, să le explicați ce doriți prin domeniul schiabil și așa mai departe. Nu s-au făcut niciun pas foarte important, adică n-am auzit încă în 4 ani de zile să se fi pus un stâlp acolo. Sunt... Deci, iată doar 3 exemple care îmi vin acum rapid în minte. Da. Asta fără să creadă cineva că vrem să criticăm. Doar povestim ce s-a promis și nu s-a realizat. Am spus-o și repet. Toată lumea s-a aștepta să se facă mult mai multe, mai ales în mandatul acesta care se încheie peste o lună și ceva, mai ales în situația când actuala conducere a primăriei a avut de partea lor, începând de la Consiliul Local, Consiliul Județean, Prefectura, Guvernul, Parlamentul, deci toți pe linie dreaptă au fost PSD, și realizările nu au fost pe măsură sau nu sunt pe măsura așteptărilor cetățenilor și cred că nici a lor. Se așteptau să facă mult mai mult, își doreau să facă mult mai mult, dar ca părere personală n-a fost implicare, n-a fost preocupare, nu a fost, și eu știu cum a lucrat actuala conducere
sau da, și când am lucrat împreună. Deci mai puțină preocupare, mai multă preocupare pentru problemele personale și mai puțină preocupare pentru problemele cetățenilor din orașul Petrila. Păstrăm oarecum un echilibru. Haideți, spuneți-ne așa în premieră, totuși ce v-a plăcut la actuala administrație, ca și cetățean? Da, ca și cetățean pot să spun că mi-a plăcut că au continuat, nu au neglijat, să zic așa, unele proiecte inițiate de mine în mandatele care le-am avut la primăria orașului Petrila și le-au continuat, cum ar fi blocul de locuințe din Prundului. Era, se săpa la fundație când au fost alegerile din 2016, blocul a fost finalizat, nu s-a mai început altul, că erau acolo proiectate și stabilite 4 blocuri de locuințe. Nu s-a mai făcut blocul de locuințe pentru cadrele medicale din Petrila, nu s-a mai făcut proiectul de reabilitare a cinematografului din Lonea, s-a continuat proiectul de reabilitare a căminului cultural din Cimpa, care era începute lucrările, și de asemenea a început finanțarea și se lucrează și acum la bazinul de note de la școala numărul 5, proiect care fișa de finanțare o depusesem eu la CNI înainte de 2016. Deci acum dintr-un foc ne-ați spus de cel puțin 7-8 proiecte continuate ca idee a dumneavoastră. Da, și s-a continuat și programul de asfaltări care era început și era finanțare de la tunel până la cap de linie Petrila, că finalizasem proiectul de la cap de linie Petrila până la cap de linie Lonea, inclusiv Cimpa, Jie, Staia și așa mai departe, și făcusem proiect pentru tunel cap de linie Petrila. Tot ce înseamnă străzi, trotuare, parcări, alei și așa mai departe. Unele din zone au fost făcute, unele din zone chiar avem sesizări de la cetățeni că au fost neglijate, dar s-a continuat și acest proiect pe PNDL și eu zic că este un lucru bun, dar încă mai este de lucru. Și de aceea am hotărât să candidez, ca să continui proiectele pe care eu le-am inițiat, pe care le-am început, pe care cetățenii le cer cu insistență să fie finalizate și nu numai acele proiecte, sunt proiecte mari care ar trebui realizate în orașul Petrila, cum ar fi extinderea de gaz, în rețelelor de gaz în localitățile aparținătoare. După cum știți, guvernul PNL, prin vocea primului ministru la vizita de la Petroșani, a asigurat cetățenii și cetățenii din Valea Jiului că sunt bani pentru extinderea rețelelor de gaz, inclusiv realizarea branșamentelor până la contorul de gaz la casa cetățeanului. Este un lucru nemaipomenit de bun și necesar pentru populație. Noi n-am mai putut, sau eu când am fost primar, pentru că nu era legislație în timpul respectiv, am reușit să ducem gazul până la cap de linie Petrila, nu am reușit în localitățile aparținătoare, singura zonă care am reușit a fost Colonia Brăteanu și Remete printr-o asociere sau parteneriat cu Consiliul Județean și cu E.ON Gaz, am reușit și în această zonă să ducem pe lângă celelalte utilități, pe lângă celelalte programe de sistematizare din Colonia Brăteanu, să introducem și gazul metan. Graba noastră de a spune oamenilor cât mai multe, mi-ați luat așa un pic înainte. Urma să vă întreb și cu candidatura și cu toate, dar nu contează. Până la urmă e o discuție liberă și foarte clar nu nearanjată. Vorbim ce ne trece prin cap și îmi pare bine că nu vă mai văd la fel de stresat cum erați la începutul emisiunii și eu la fel, pentru că după atâția ani am reluat șirul emisiunilor și mi-am mai pierdut și eu până îmi revin un pic. Bun, haideți să le luăm așa pas cu pas, ca lumea să înțeleagă și să nu facem un ghiveci. Aș vrea să revenim puțin la
sondajul efectuat de PNL Hunedoara în toamna trecută, un sondaj care a arătat foarte clar că dumneavoastră trebuie să fiți candidatul echipei PNL Petrila pentru fotoliul de primar și care stătea destul de bine, adică 48% față de 28% de actualul primar. Bine, acum sondajele sunt ca și sondajele. Sunt și ele trecătoare, de multe ori depinde vorba cuiva cine le face, dar când le fac totuși persoane neutre de partid, parcă stai și te întrebi de două ori. Cum ați privit acel sondaj atunci la momentul respectiv, care v-a dat și propulsarea asta spre o nouă candidatură? V-ați mirat? Ați rămas așa oarecum? Să știți că eu am fost anunțat de acest sondaj după ce organizația județeană sau biroul județean de partid l-a comandat, l-a prezentat o firmă specializată, nu l-a făcut oricine. Nu, asta e clar, nu mai vorbim partea tehnică. S-a scris dar, și în presă. Important și principal ce trebuie să spun în această emisiune, pe mine m-a mobilizat foarte mult și m-a îndemnat să candidez din nou la primărie ceea ce am spus până acum. Nu, dar v-au surprins și da, adică nu că m-au surprins, pentru că, atenție, înainte de, a fost așa... înainte de sondaj, avusese în campaniile de referendum, de europarlamentare, de prezidențiale, când, mergând pe stradă în mijlocul cetățenilor, și atunci nu era pandemie, să știți că împreună cu echipa mea de la PNL, să știți că oamenii când m-au văzut îmi cereau, vă rog să candidați la alegerile de la locale de anul viitor. De-am promis că o să candidez și așa încerc și de aceea m-am ținut de cuvânt că niciodată eu n-am mințit cetățenii din Petrila și mă uit în ochii oricărui cetățean, niciodată nu i-am repezit, niciodată nu i-am refuzat. Ba mai mult decât atât, da, am avut puterea acordat... să le spuneți când nu s-a putut, eu eram acolo de multe da. Ori, le spuneați, domnule, nu se poate, da. Le explicați. Deci întotdeauna am încercat să găsesc soluții pentru orice problemă, veneau oamenii în audiență sau mă întâlneam pe stradă sau în șantier la lucrări cu cetățenii și multe din proiecte, au fost realizate ca urmare a propunerilor cetățenilor, ca urmare a propunerilor oamenilor din oraș. Întotdeauna am apreciat inițiativa oamenilor, întotdeauna am apreciat responsabilitatea cu care care cetățenii privesc rezolvarea problemelor în zonele unde locuiesc, în zonele unde trăiesc, pentru că nu știe nimeni, de exemplu, mai bine ce probleme sunt în Cimpa ca și cimpenii, sau în Jiez ca și jiețenii și așa mai departe, că au nou Marte ca cetățenii care locuiesc în cartierul Marte. Întotdeauna, inclusiv la întocmirea strategiei de dezvoltare, dacă vă aduceți aminte că ați participat, împărțisem orașul pe 5 zone, am invitat cetățenii la dezbateri, am cooptat în Comitetul Economico-Social de întocmirea strategiei cetățeni din fiecare zonă și așa s-a născut strategia de dezvoltare, așa s-a născut unele proiecte care au fost necesare și încă sunt necesare unele lucrări pentru a crea un confort corespunzător, pentru că, haideți să fim sinceri, majoritatea populației și din Petrila, ca și din celelalte orașe ale Voieșiului, sunt cetățeni care au lucrat sau încă mai lucrează în minerit și eu zic că merită mai mult, merită un confort de viață mai corespunzător și civilizat. Vorbiți foarte frumos despre oameni, cum ați vorbit întotdeauna, mai ales despre petrilenii dumneavoastră. Totuși, ce v-a scăpat? Revin iarăși la acum 4 ani, că o să avem mult de povestit și vreau să lumea să înțeleagă tot. Ce v-a scăpat? A fost acolo
o chestie de comunicare între dumneavoastră și oameni, o parte dintre ei refuzând să vă mai voteze sau pur și simplu... Deci eu consider și multă lume a apreciat, inclusiv colegii mei, foștii primari din Valea Jiului și nu numai, au apreciat că mandatul 2012-2016 al meu a fost unul dintre cele mai bune de-a lungul celor 5 mandate, dar încă o dată spun, au fost uniți acești factori. Credeți că n-ați comunicat suficient cu oamenii în ultima parte? Nu știu, dar oamenii... N-a ajuns mesajul la ei? Oamenii au fost păcăliți, oamenii au fost mințiți și oamenii acum asta îmi spun. Să știți că regretăm ce am făcut în 2016, să știți că vă vrem înapoi la primărie, să știți că dumneavoastră ne-ați rezolvat, vă aduceți aminte că ne-ați rezolvat problema cu tare, cu tare, cu tare, deci oamenilor le pare rău, dar știți odată ce s-a întâmplat, dar nu este târziu să se repare. Eu cred că pe undeva... Nu neapărat numai pentru dumneavoastră, dar poate că un șoc din asta, o baie din asta rece, câteodată îi prinde bine și la un primar chiar sau la un om politic. Nu credeți? Că poate... Da, la un moment dat... pentru mine, eu vă spun că în ăștia 4 ani am avut ocazie să... Și cetățenilor, că s-au lămurit da, față de... Da, cetățenii s-au lămurit... de seriozitatea și promisiunile... Nu toți, pentru că sunt da, și acum bineînțeles, bineînțeles, că nu putem să spunem că toată lumea aplaudă și da. Și pentru mine, așa cum spuneți, am avut ocazia să văd cu ochii mei pe cei care au rămas alături de mine, pe cei care nu și-au schimbat sau nu și-au... strâmbat așa coloana vertebrală. Bun, și acum să revenim la candidatură. Mai uitați-vă acolo în camera din fața noastră și direct în ochii cetățenilor care vă privesc și mai spuneți-le odată de ce vreți să candidați și ce vă, cu ce veți veni ca suflu nou. Acum a stat 4 ani pe margine, ați văzut ce se întâmplă și cu ce veți veni ca suflu inclusiv pentru categoria poate mai tânără. Da, este foarte, chiar vă mulțumesc pentru întrebare. Ca suflu nou pot să le spun cetățenilor și în perioada imediat următoare o să anunțăm echipele cu care intrăm în competiție, în competiția de alegeri. Echipa PNL Petrila, echipa mea cu care voi candida la, în alegerile locale, este foarte, foarte mult întinerită. Din 24 de candidați de pe listă, 8 sunt până la vârsta de 35 de ani, 6 sunt femei, avem un medic ca și candidat pentru Consiliul Județean și un tânăr, și un tânăr. Deci echipa este mult întinerită. Au rămas și oameni cu experiență în Consiliul sau propuneri pentru Consiliul Local, dar și tineri care vin cu un suflu nou și tineri care doresc să facă pentru semenilor, pentru colegilor tineri, să vină cu acțiuni, cu măsuri, cu propuneri în Consiliul Local de îmbunătățirea vieții și activității tinerilor în orașul Petrila. Eu întotdeauna, cât am fost primar, eu am considerat și voi considera și în continuare că cea mai importantă investiție pentru un primar și pentru mine cel puțin a fost elevii și tinerii. Nu întâmplător, am acordat cea mai mare atenție în ceea ce privește realizarea tuturor condițiilor în cele 16 unități de învățământ, atâtea erau pe raza orașului Petrila, începând de la grădinițe, școli și liceu, inclusiv cu acea clădire nouă de la liceu, cu săl de sport, cu terenuri de joacă pentru copii, cu parcuri și așa mai departe. De asemenea, pentru tineri,
am construit cele mai multe locuințe pentru tineri din județul Hunedoara. Aici fac o paranteză, vă ridic la fileu, cu ANL-ul. ANL-ul din Petrila au fost printre primele construite în județ. Da. Și în Valea Jiului. Și nu numai un ANL, au fost construite mai multe blocuri. Bine, ANL. A fost construite blocurile sociale din Lonia, a fost puse la dispoziția a 40 de familii de tineri parcele de teren la legea 15/2003 și și-au construit locuințe proprietate personală, deci, case. Vă opresc. Și totuși, câți tineri și-au făcut case din... Că, dacă mă duc absolut prima... toți. Mergem, chiar vă rog și vă invit și vă duc, chiar săptămâna trecută am fost pe unele străzi din orașul Petrila, unde sunt, eu pot să spun, unele dintre cele mai frumoase case construite de acești tineri, care într-adevăr, unii au lucrat în străinătate, au venit cu bani și au construit adevărate vile și sunt cartiere de vile în orașul Petrila. Fie că a fost... că sunt pe strada Tineretului, pe strada Muncii, pe alte străzi și locale, și zone ale orașului Petrila, Voivodului și așa acum mai departe. Acum o să pun o chestie pe tapet care cred că o să vă enervez un pic, dar eu am obligația ca și moderator să vă pun toate întrebările, vă și rog. Mai grele și mai ușoare, și lucruri care le știți, că dacă nu le știi, nu v-aș întreba. Cum scoateți sintagma asta sau cum vedeți dumneavoastră sintagma asta care li se spune tinerilor din Petrila, apropo că am discutat mai înainte de tineri, primarul comunist Păducel. Un tânăr care aude, care poate merge prima oară la vot la 20 de ani, zice, bă, primarul comunist Păducel, păi eu mă duc să votez un primar comunist. Explicați și dumneavoastră această sintagmă și dacă credeți că realizările care le-ați făcut în perioada aia sunt bune sau vi rușine cu ele. Că trebuie să scăpăm o dată și de sintagma asta. Da, am înțeles. Că... În primul rând vreau să spun și cred că toată lumea știe că nu Păducel înființat comunismul PCR-ul. PCR-ul. Și părinții tinerilor de acum, unii au fost membri ai Partidului Comunist Român sau bunicilor, da, cu care eu am lucrat la Mina Lonia aproximativ 27 de ani, dar să știți că eu chiar sunt mândru cu ce am făcut și în această, și în acea perioadă de 2 ani, cât am fost primar 88-89 și numai atunci am dat pentru petrileni 880 de apartamente la cheie. Atenție, s-a translatat blocul 57 din Republicii, care este premier în județ și nici nu s-a mai făcut de atunci așa ceva. Bazinul de 2500 de metri cub pentru apă potabilă pentru Petrila și Petroșani și Petroșani și multe, multe alte deci, realizări din această perioadă, din această perioadă. Din acea perioadă, pardon. Deci stați drept. Și vreau să vă spun ceva, pentru că ați abordat această problemă. Am abordat că pentru da. Că unii discută în Petrila. După acea perioadă de 2 ani, Păducel și-a văzut de treabă la Mina Lonia. În 96 am candidat independent cu încă 18 contracandidați. Trei tururi de scrutin au fost atunci, sindicatele din Valea Jiului susținea candidatul PDSR și am câștigat alegerile 96 ca independent. O mare surpriză atunci. Da. Am fost cu un carnețel la mine și prin cartierele orașului, dar lumea știa ce am făcut în cei 2 ani, știa cum am gospodărit orașul, știa că la timpul respectiv orașul Petrila dădea economiei naționale aproximativ 11.000 de tone de cărbune pe zi, din cele 4 unități miniere și îl spălam preparația Petrila și îl dădea economiei naționale și alte realizări. Petrila era un oraș viu. Da.
Dar era și viu, dar era poluat până, peste mă scuzați, cap. Până peste cap, pentru că ningea cu funingine în orașul Petril, aveam 15 centrale pe cărbune. Nu întâmplător m-am zbătut ca după alegerile din 96, chiar începând din 97, să aduc gazul metan, să valorificăm centrale, fostele centrale, și toate sunt clădirile valorificate și... S-a făcut câte un atelier, câte un magazie, câte... și sunt date comunității aceste foste centrale termice din orașul Petrila. Deci am avut respect față de cetățeni, cetățenii față de mine, mi-au dat încredere. Nu întâmplător, în cele 5 mandate am câștigat alegerile tot din primul tur. Adică prima dată v-am spus cu după 3 tururi de scrutin. Da. Așa s-a organizat. Deci, în concluzie, nu vă este rușine de perioada respectivă? Niciodată, și pentru că... nu ar trebui să fie asta un bolovan de gât, cum ar veni. Bineînțeles, pentru că am curajul să privesc în ochii pe toți cetățenii din Petrila. Am spus-o și repet, și cu plăcere repet acest lucru, i-am respectat pentru că am fost respectat și întotdeauna cu plăcere mă întâlnesc, vreau să mă întâlnesc cu ei, mă respectă, am participat la multe și în această perioadă de când nu mai sunt primar, la multe întâlniri cu cetățenii, fie că au fost la biserică, fie că au fost la nedei, până când au venit peste noi, ca și peste lume, peste toată lumea, această pandemie, și nu mi-e rușine să ies în lume și în societate, pentru că eu știu că am făcut tot ce e posibil și omenesc să rezolv pentru oameni problemele cu care s-au confruntat. Îmi spunea cineva că a umblat într-o seară cu noastră pe stradă și ați făcut așa un fel de mic tur al orașului și că n-ați putut să discutați nimic, să vorbiți nimic, pentru că din doi în doi metri cineva vă saluta, cineva vă întreba, cineva vă nu știu ce, nu știu cum. Da, așa vedeți este. Asta? Da, eu văd că există respect, dar reciproc. Oamenii au avut și au încredere în mine și eu am încredere în ei. N-ați mers undeva vreodată în Petrila și să se uite unii urâți la noastră sau să vă huiduie cum e la nu, modă? Sau, nu am avut această, să zic așa, nefericită ocazie. Și, deci înseamnă că lumea, v-am spus, am fost și sau, la nedei, mă rog, și la biserici, și la, nu numai la păi bisericile ortodoxe, nu numai la bisericile ortodoxe, pentru că în timpul mandatelor mele și acestei activități am dat atenția cuvenită problemelor religioase, problemelor de cultură, problemelor de sport, problemelor... Deci în toate domeniile de activitate și de viață ale cetățenilor, eu sau și în toate zonele orașului s-a făcut câte ceva urmare a propunerilor și a ideilor cetățenilor. Da. Haideți să spuneți un capitol, să laudă și telespectatorii și telespectatoarele noastre, un capitol de luptă cu Bucureștiul, cu ministerele. Hai să luăm Casa de Cultură, că eram acolo când dumneavoastră din birou ați dat 20 de telefoane, v-ați certat cu vreo 2 secretari de stat și cu un ministru care la un moment dat ați reușit să-l prindeți într-un final. Și ca să le arătați oamenilor ce a însemnat un mic capitol din munca dumneavoastră. Da, erați genul de om care mergeați la București, la guvern și vă dădeau afar pe ușă și intrați pe geam sau ceva de să zi. Știți că dacă vă mulțumesc că mi-ați adus aminte de acel episod și acea convorbire telefonică cu secretarul de stat de la Ministerul Dezvoltării de pe timpul respectiv, din timpul respectiv, cu doi a stat atunci, care pur și simplu m-am supărat sau pur și simplu m-a enervat, pentru că în momentul când m-am prezentat, Păducel de la primăria Petrila zice, din județul Gorj. Și când au zis din județul Gorj, bineînțeles că m-am enervat și nu știți niciunei Petrila. Și
am spus-o și repet. Să vă dea acceptul pentru CNI. Da. Insist și repet acest lucru. În tot acest timp sau în toate aceste mandate pot să spun că nimeni nu m-a ambiat să zic, bă, Păducel, nu-ți trebuie bani să faci blocuri, să reanvilopezi blocuri, să faci străzi, să faci cămine culturale, să repari școli și așa mai departe. Dacă nu insistam, dacă nu băteam, dacă nu eram câteodată și chiar obraznic și prea insistent și perseverent, atât la Consiliul Județean cât și la ministerele, plecam noaptea la 1 din Petrila, ajungeam dimineața, mă duceam la ministere, mă întorceam și a doua dimineață sau următoarea dimineață la 7 eram în primărie. Numai așa s-a putut face. Am avut și un colectiv sudat în primăria Petrila, ceea ce nu mai este la ora când vorbim. Am avut echipe în toate domeniile de activitate, fie că a fost domeniul economic, fie că au fost investiții, fie că au fost proiecte europene, fie că a fost formație de pompieri pe care eu le-am înființat și așa mai departe și nu numai, a fost funcționa primăria, așa, nu exagerez, ca un ceas elvețian. Am lăsat în 2016 orașul la cheie, domnul Bran, cu toate problemele, cu majoritatea problemelor puse la punct și cu excedent bugetar de peste 30 de miliarde de lei. Acum este haos, fără grijă, fără frică că greșesc. De unde? Pe ce vă bazați? Da, pentru că eu știu atmosfera și mi-o spun foștii colegi mai din primărie. Antene, nu antene, colegi, eu îi consider colegi, bine, așa. Nu odată s-a discutat în Consiliul Local de situația, un exemplu vă dau, de la formația de pompieri, care eu consider că este una dintre cele mai importante activități pentru un oraș ca și Petrila. Mi-aduc aminte de incendiile de pădure și nu numai, la câte intervenții au fost chemați și au intervenit formația de pompieri. Orașul este acum într-o situație deosebită și cu datorie de peste 100 de miliarde de lei. Deci datorie pe care în următorii ani va trebui cei care va gestiona orașul să o plătească, pentru că altfel vor plăti dobânzi mari și vorba aia. Eu zic că nu trebuia să se îndatoreze actuala echipă, să îndatoreze orașul cu acele sume. Ați fost dezamăgit, știu eu, după alegeri, la un an, la doi, când ați văzut, de exemplu, ce v-a dezamăgit cel mai tare în primărie? Când ați văzut, știu eu, eventual un compartiment a fost schimbat, s-a sucit nu știu ce pe acolo... Ce v-a dezamăgit cel mai tare? Știți, pe margine. Da. Uitați că veniți cu întrebări așa... Ciudate. Nu, punctuale. Adică știți ce m-a dezamăgit și inclusiv acum, la ora când vorbim? Pentru că și acum, după 4 ani de zile, se mai folosește expresia nu îți rezolvi problema că tu l-ai votat pe Păducel. Pleci din primărie sau de unde ești, de la centru medical de permanență fixă, pentru că l-ai votat pe Păducel. Dumneavoastră n-ați procedat niciodată așa? Deci, fost primar? Da, se poate verifica. Eu am adunat colectivul. Eu am avut situația de următoarea situație. Om din primărie cu care am lucrat, s-a suspendat contractul, a candidat pentru funcția de primar. În noaptea când am câștigat alegerile am dat mâna și dimineața ne-am întâlnit și am început lucrul din nou și nu m-am răzbunat niciodată. Deci eu n-am știut să mă răzbun și nu am vrut să mă răzbun pe nimeni cum se procedează acum. Și acum sunteți sigur că așa se procedează? Păi da, am exemple concrete și să știți că sunt sigur sau sigur 100% că după alegerile locale din toamna acestui an vor ieși multe la iveală și oamenii atunci sau poate chiar și în campanie unii o să spună multe despre ce se petrece sau ce s-a petrecut și ce se petrece acum în primăria orașului Petrila. Nu sunt răutăcios absolut deloc tipul sau dușmanos, dar
acesta este adevărul adevărat. Da. Aș vrea să trecem un pic și, deci, proiectele și tot ce dumneavoastră le aveți, și știu că aveți și propuneri pentru petrileni și așa, o să le mai discutăm, o să mai fie emisiuni, trebuie să le spunem oamenilor și o să aveți timp să le spuneți pe toate. Și aș vrea în încheiere să vorbim un pic și de partidul dumneavoastră, PNL-ul. Pentru că aveți așa, domnul Lucian Heiuș, liderul liberalilor hunedoreni, a spus așa: avem un target de 40% pentru Consiliul Județean. Credeți că... Cu siguranță, cu siguranță, echipa domnului Adrian David este echipa cea mai potrivită și cu garanție de peste 100% că va câștiga alegerile în județul Hunedoara în acest an. Mai ales că a făcut alianță cu USR-ul și UDMR-ul și PNCCD-ul, mai ales că este susținut de toate sau de foarte multe primării din județ și de echipele, în primul rând de echipele noastre și nu numai, și ceea ce îmi dă garanția și mă bucură că de data aceasta Valea Jiului își va da seama că este necesar să avem președintele Consiliului Județean din Valea Jiului, pentru că în anul acela, trebuie să ne amintim, în anul acela când David a fost președinte al Consiliului Județean, în toate orașele din Valea Jiului s-a făcut câte ceva. Eu spun ce s-a făcut la Petrila. I-am spus, vreau să reabilităm drumul spre Jieț, drum județean, de la stadionul din Lonea până la intrarea pe DN7A. Și a fost maximă receptivitate, s-a făcut. Tot dumnealui m-a sprijinit pentru repararea și începerea lucrărilor de reabilitare și modernizare la DN7A, pentru că era licitație, era începute lucrările, pe urmă am înțeles că este în instanță și acum doar se repară, nu se lucrează la modernizare. A trecut de la drumurile naționale Craiova, iarăși la drumurile naționale Timișoara, dar sunt multe proiecte în toate zonele din Valea Jiului, unde domnul David stabilisem pentru orașul Petrila și o să continuăm niște parteneriate pentru rețelele de gaz, extinderea rețelelor de gaz, pentru înființarea unui cămin de bătrâni în orașul Petrila, la fosta direcție din Lonea, pentru că avem doar centru medical pentru persoane cu handicap, și alte proiecte pentru domeniul schiabil. De asemenea, am discutat cu domnul David să facem parteneriat, pentru că e un obiectiv care puteam să realizăm inclusiv în mandatul meu 2012-2016, dacă Consiliul Județean îmi dădea concursul, sau ne dădea concursul, nu lui Păducel, echipei de atunci, din acea vreme, și culmea că eram și eu la PSD atunci, dar nu s-a binevoit să se dea concursul, să se deblocheze situația cu terenul pentru amenajarea curților de schi și multe, multe alte probleme. Deci am garanția că cetățenii din Valea Jiului, și așa ar trebui să înțeleagă, că va da concursul ca domnul Adrian David să fie ales președinte al Consiliului Județean. Are și o echipă tânără, o echipă bună, o echipă de mulți, mulți specialiști și oameni care se bucură de respect și omenie în colectivitățile din care fac parte. Bun, v-aș întreba puțin de PNL Petrila. Da. Să ajungem și la echipă. Echipa noastră... Să le povestiți un pic, să le spuneți cetățenilor dacă pot să vină spre PNL Petrila, dacă aveți ușile deschise pe acolo, dacă există activitate. Da, în toți cei 4 ani de la alegerile... Ați văzut, comunicarea contează foarte mult. Da, este foarte adevărat. În toți cei 4 ani de la alegerile precedente și până în prezent, ușile organizației Partidului Național Liberal din Petrila au fost deschise. Avem, la ora când vorbim, peste 150 de membri activi
ai organizației. Numai în urmă cu aproximativ 3 săptămâni sau o lună de zile am dus 70 de adeziuni la biroul județean pentru validare și acum marți am avut două primiri, marța viitoare vom avea iară 3 primiri în partid, vin oamenii către organizația noastră și chiar le mulțumesc cu deosebit respect pentru acest lucru. Avem, așa cum am spus, echipa de consilieri întinerită, o echipă cu cadre și specialiști din toate domenii de activitate și din minerit și din sănătate și din sănătate și economiști și ingineri și muncitori și pensionari și tineri cu oameni de afaceri sunt în echipa mea și eu zic că cetățenii ne vor acorda încredere și nu o să mai aibă ocazia să regrete pentru că sunt alături de noi. Ultimele 3 minute ale emisiunii și aș ruga foarte, foarte pe scurt să le spuneți petrilenilor ceva frumos. Ce vreți dumneavoastră? Eu nu vă mai intrăm nimic. Vă las liber. Da. Vă uitați acolo în cameră, da, și discutați mai frumos, cu dumneavoastră. Mai frumos ca și faptul că i-am respectat, îi vor respecta și îi stimez pe toți cetățenii din orașul Petrila și îi rog să fie alături de noi în orice împrejurare, pentru că nu o să le pară rău, așa cum ne-am bucurat de realizări în mandatele care le-am avut, așa ne vom bucura și în continuare. Vă mulțumesc și vă rog să fiți alături de noi. Bun, domnule primar, în încheiere, un mesaj pentru liberali, pentru că mai avem chiar un minuțel, un mesaj pentru liberali, aș vrea să văd ce le spune dumneavoastră celor care iubesc acest partid și poate nu sunt înscriși. Eu zic că ar trebui să tragă cetățenii concluzia ce s-a făcut în guvernarea timp de 3 ani în guvernele PSD din ultimii 3 ani, câtă incertitudine, câtă nesiguranță, câtă, mă scuzați de expresie, că acum mi-a venit în minte, bălăcăreală politică cu schimbare de guverne, cu moțiuni de cenzură pentru propriul guvern și așa mai departe, pentru promisiuni fără acoperire, pentru lipsă totală de investiții în România, pentru lipsă totală de dezvoltare și viziune pentru și perspectivă pentru România și să aibă încredere că numai în câteva luni de când Partidul Național Liberal este la și avem guvern PNL, au început lucrările de investiții și dezvoltare a României, au fost ajutate pentru că nimeni nu s-a așteptat, dar din păcate a dat și peste România această pandemie și grea povară, să zic așa, unde bugetul României a fost decimat din această problemă, da? Și eu zic că trebuie să aibă încredere în liberalii din România și din Petrila. Da, vom avea timp să mai discutăm despre toate acestea și multe altele în emisiune viitoare. Stimați telespectatori și telespectatoare, vă mulțumim pentru că ați urmărit emisiunea noastră de astăzi și vă așteptăm în continuare la emisiunile Kapital TV. Până data viitoare, la revedere și sănătate la toată lumea!